Ne dorim de asemenea implementarea deplină și fără ezitare a angajamentelor asumate, împreună cu acceptarea fără ezitare a responsabilităților, inclusiv bugetare, de către toți parteneri. Sunt bine cunoscute atât vocația cât și atașamentul României față de structurile europene și euroatlantice. Am făcut și continuăm să facem eforturi importante, să ne creștem profilul în familia europeană, am alocat resursele bugetare necesare apărării, așa cum puține state au făcut-o. Relația cu partenerii transatlantici este de o importanță strategică pentru noi, iar soldații români contribuie cu curaj și determinare pe teatrele de operațiuni și apără cu succes prima linie a frontierei europene și euroatlantice.